În această perioadă, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean General Moise Groza Timiș vor fi prezenți în locațiile unde vor avea loc adunări pe spațiul public, pentru a se asigura că drepturile tuturor cetățenilor sunt respectate. Printre evenimentele la care jandarmii vor lua parte pentru siguranța participanților se numără Youth Summer Festival, turneul de fotbal de la Banloc și evenimentul sportiv Cupa Timișul Becchiere cu Mic. Efectivele de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică, fiind o prezență proactivă în locațiile turistice și spațiile publice care atrag un flux mare de cetățeni. De asemenea, pentru ca toate aceste evenimente să se desfășoare în condiții bune, participanților le este recomandat să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine. Să nu se implice în evenimente ce ar putea perturba ordinea și liniștea publică. Să aibă grijă de bunurile personale, iar părinții să supravegheze cu atenție copiii. Totodată, în cazul în care participanții sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite cu încredere sprijinul jandarmilor din zonă sau să apeleze numărul unic de urgență 112.